Bine ați venit la Claghe MAU TV. De cu sânge rece. În urma unei decizii a Uniunii Europene și a șefilor de stat și de guverne, s-au alocat miliarde de euro pentru salvarea țărilor îndatorate băncii mondiale. Oare unde au ajuns acești bani care trebuiau să folosească la fluidizarea economiei țărilor îndatorate? Au dus ei oare la ameliorarea suferinței popoarelor familiei europene? Profesorul de știință Walter Kramer din Dortmund scria în cartea cu același nume, de posedare cu sânge rece, că după minuțioase cercetări privind subvențiile de miliarde ale Uniunii Europene, nicio țară, cum ar fi Grecia, Irlanda, Cipru, Portugalia și nici măcar Spania, nu și-au ameliorat situația financiară. Adevărații profitori au fost, de fapt, băncile, cu precădere cele franceze, care au speculat datorile țărilor din Europa fără scrupule. Autorul cărții încheie cartea spunând că funcționarii și politicienii presează cetățenii țărilor europene fără măsură, Bachea fac presiune asupra popoarelor, când, de fapt, pentru bunăstarea lor ar trebui să fie trase la răspundere toate aceste bănci. Un citat: Von Bertolt Brech: Șaful de bancă este o inițiativă a amatorilor. Profesioniștii adevărați înființează o bancă. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm din nou.